Ați trecut prin... ați trecut prin tot ce se putea trece în acest show. Cam da. O super experiență. Da, eu am venit aici din două motive. Unul, pentru că am vrut să trăiesc experiența Asia Express. Pe pielea mea am văzut la televizor, mi-a plăcut extraordinar de mult. Am zis, vreau să ajung și eu acolo. Și mă bucură foarte mult faptul că această experiență mă va ajuta să închei într-un mod admirabil cartea pe care am scris-o. Și o să trec în ea și experiența de aici, manualul exploratorului. O să plec și în turneu cu ea. Mi-amintesc că mă uitam la sezonul 1, cum mi-a spus Teddy, tata, dar de ce nu te duci și tu? Și zic, băi, tata, dar o să stau mult timp plecat de acasă. Nu, 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 du-te, du-te, te rog, du-te. Bine, tati, și uite că m-am dus. Și am venit. Hai, dă-i. Hai, Cervănică! Hai, de capul meu. Băi, Cosmine, bă, dar e incredibil ce vegetație au oamenii ăștia aici. Pentru mine e prima oară când vin în Asia. Incredibil! Mamă, cât avem de urcat șerbane! Uite scări acolo! Ha. Ia uite, mă! Și... și... preună! Felicitări! Cosmin a fost un partener foarte tare, din păcate a trebuit să ne despărțim. Sunt aici, Sunt aici. Stai! Momentul în care Cosmin s-a accidentat a fost un moment de cumpănă pentru mine. Cosmin este încă la spital, o să fie Șerban singur și astăzi. Habar n-am unde merg, mă învârt ca un nebun. Oh! Șerban a ajuns primul la mine. Felicitări! Ce tare! Șerban, Cosmin a plecat acasă, ceea ce înseamnă că și drumul tău se oprește aici. A fost foarte nedrept pentru el, a fost nedrept pentru mine, nedrept pentru concurs, dar... am reușit să mă regrupez având alături un partener de joacă foarte echilibrat și foarte bun. El, Cosmin, unde ești? George nu a fost un locuitor. Am preluat, este bine. George și-a dus mai departe clanul exploratorilor. Hey! Unde ați ascuns, bă, steagul? Steagul! Scoate steagul că te snopesc! Hey! Cu care alături am reușit să descoper că telepatie există și că atunci când doi oameni sunt cam din aceeași plămădeală, se întâmplă lucruri tari, pentru că noi doi am făcut lucruri tari. Prima oară am făcut asta în Sri Lanka. Ia, hai. Tot ți-am dat o banană, de ce? Tu ai bă, gata, de bun. Ați câștigat! Bravo, George și Șerban au câștigat amuleta! Și după o lună și jumătate, uite-te că suntem în semifinală, pot spune că este o experiență frumoasă, epuizantă. Trebuie să stăm? Brutală pe locuri. Te stoarce de emoție, te pune niște ipostaze în care viața ta normală, de acasă, nu te pune. Hai, frate, că mergem mai repede, că ai pe jos. Va rămâne o experiență unică, un joc care s-a dovedit a fi foarte greu pe alocuri, însă o super experiență și pentru mine și vă mulțumesc. Sunt foarte, foarte liniștit și mulțumit și, nu în ultimul rând, că plec cu prieteni, ceea ce e cel mai important. Dragilor, fraților, chit că ne-am mai mărâit, o să vă am în memorie de aici încolo pe tot restul vieții. Bă, o plăcere! Mulțumesc mult! O plăcere, bă! Bravo! Cucule, vorba ta! Aveți grijă la Mumbai! Mare plăcere, bă! Asia Express e mult mai mult decât apare la televizor. Viața este plină de surprize și Asia Express asta ți arată. Păi, cel mai bun să câștige și nu uitați să rămâneți prieteni, că asta e cel mai important. Exact. Și să fiți generația verde. Cenuță, ți-am furat și un pupic. Gata. Exploratorii are out. Yeah. Ciao, guys. Pace. Bravo. Vă iubim, băi. Și noi vă iubim. Tot ce ne-am dorit noi la Asia Express a fost să ne bucurăm de tot jocul. Adică mai mult de atât, n-ai ce să-ți dorești. Să poți să spui că ești câștigător la Asia Express, că ai trecut prin toate astea. Bucuria, mi-am imaginat bucuria. Și tu? Da. Zi tu cum ți-ai imaginat. Nu zic. Eu ți-am promis că te duc în finală și te duc.
În finală, nu aici. Te duc în finală, în a patra, a treia zi, a câta va fi. Așa. Și acum ultima probă din acest concurs, în această echipă, trebuie să depindă de tine. Mergem la mapa! Deci, azi e!